funcționarul public în cadrul susținerii județului Iași și am fost desemnată să particip la ședința de ceremonie de constituire a Consiliului Local în calitate de reprezentant al prefectului județului Iași. Prin ordinul 480/23/10/2024, prefectul județului Iași a convocat consilierii locali aleși și validați în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Potrivit prevederilor articolului 112 din codul administrativ, prefectul județului Iași a stabilit prin ordinul 176/8/2024 numărul membrilor fiecărui consiliu municipal, orășenesc și comunal din județul Iași, conform populației raportate de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie 2024, iar numărul de consilieri locali al Consiliului Local al Comunei Solicel Frăjescu stabilit este de 15. Ca urmare a alegerilor autorităților administrației publice locale din data de 9/6/2024 și față de încheierea judecătoriei 3378/2024, numărul de consilieri locali aleși și validați este de 13. Având în vedere că la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local participă un număr de 13 consilieri locali aleși și validați și ținând cont că sunt absenți un număr de 2 consilieri locali aleși, se constată că poate fi demarată procedura prevăzută de codul administrativ pentru constituirea Consiliului Local Stolniceni Frăjescu. În aceste condiții și raportat la prevederile articolului 116 aliniatul 4 din OUG 57, rog să preia conducerea lucrărilor ședinței domnul sau doamna consilier cel mai în vârstă, care va fi ajutată de unul dintre, de doi dintre cei mai tineri consilieri locali al căror mandate au fost validate. Domnul secretar, da. Îl invit pe domnul Pârlea Dumitru, decanul de vârstă a consilierului local, și pe domnul Tălpău Costin Mihai și domnul Grecu Laurențiu, cei mai tineri. Da, următorii consilieri vor urca pe scenă pentru depunerea jurământului. 1. Căprian Nechita, Partidul Social Democrat. Subsemnatul Căprian Nechita, consilier local al Comunii Stolniceni Frăjescu, județul Iași, în conformitate cu prevederile articolului 17 alineatul 1 din Ordonanța de Guvern numărul 57 din 2019, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunii Stolniceni Frăjescu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Cosma Constantin. Subsemnatul Cosma Constantin, consilier local al Comunii Stolniceni Frăjescu, județul Iași, în conformitate cu prevederile articolului 117 din aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunii Stolniceni Frăjescu, județul Iași. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Grosu Gheorghe. Subsemnatul Grosu Gheorghe, consilier local al Comunii Stolniceni Frăjescu, județul Iași, în conformitate cu prevederea articolului 117/1 din OUG 57/2019, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunii Stolniceni Frăjescu, județul Iași. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Ianuș Mihai. Subsemnatul Ianuș Mihai, consilier al consilier local al Comunii Stolniceni Frăjescu, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliatul 1 din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru bine locuitorii Comunii Stolniceni Frăjescu, județul Iași. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Grecu Laurențiu. Subsemnatul Grecu Laurențiu, consilier al Comunii Stolniceni Frăjescu, județul Iași, în conformitate cu prevederile articolului 117 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință
tot ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tronceni și Jescu Județul Iași. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Ietea Claudiu Cătălin. Semnatul Ietea Claudiu Cătălin, consilier local al comunei Tronceni și Jescu Județul Iași, în conformitate cu prevederile articolului 117 alineatul 1 din OUG 57/2019, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Stănice Îndrăjescu, județul Iași. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Matei Vasile Ciprian, Partidul Social Democrat. Subsemnatul Matei Vasile Ciprian, consilier local al comunei Stănice Îndrăjescu, județul Iași, în conformitate cu prevederile articolului 117, alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Stonicem Brăjescu, județul Iași. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Părgea Dumitru. Subsemnatul Părilea Dumitru, consilierul local al comunei Stornice Brăjescu, județul Iași, în conformitate cu prevederile articolului 17, alineatul 1 din ordonanța... Mâna pe Biblie! Mâna pe Biblie! Depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Stolnicem Brăjescu, județul Iași. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Popovici Liviu. Domnul Popovici Liviu, consilier local al comunei Stolnicem Brăjescu, județul Iași, în conformitate cu prevederile articolului 17 a Ordonanța de Urgență a Guvernului din numărul 57 din 2019, depun în fața Consiliului Localul următorului jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Stolnicem Brăjescu, județul Iași. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Spiritul Mihai. Subsemnatul Spiritul Mihai, consilier local al comunei Stolnicem Brăjescu, județul Iași, în conformitate cu prevederile articolului 117, alineatul 1 din Ordonanța de Urgență, numărul 57/2019, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile lui. Priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Stolnicem Brăjescu, județul Iași. Așa să ne ajute Dumnezeu. Tarpău Cosmin Mihai, Partidul Național Liberal. Însemnatul Tarpău Cosmin Mihai, consilier local al comunei Stolnicem Brăjescu, județul Iași, în conformitate cu prevederile articolul 117, aliniatul 1 din OUG, numărul 57/2019, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru bine locuitorilor comunei Stolnicem Brăjescu, județul Iași. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Ursu Costel, Partidul Alianța pentru Unirea României. Semnatul Ursu Costel, consilier local al comunei Stolnicem Brăjescu, județul Iași, în conformitate cu prevederile articolului 117, alineatul 1. Din Ordonanța Generală numărul 57/2019, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Stolnicem Brăjescu, județul Iași. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Astăzi, 28 octombrie, anul de grație 2024. Doamna VZT-ul Mariana Gita. Subsemnata VZT-ul Mariana Gita, consilier local al comunei Stolnicem Brăjescu, județul Iași, în conformitate cu prevederile articolului 117, aliniatul 1 din ordonanța guvernului numărul 57/2019, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Stolnicem Brăjescu, județul Iași. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă spun că sunt depline condițiile pentru constituirea Consiliului Local, declarat constituit. Rugăm pe domnul președinte să invite pe domnul primar pentru a depune jurământul.
în fața Consiliului Local, în baza sentinței civile. Luceanu Costel. O să punem în poliție așa. Bună ziua! Bună ziua din tot sufletul care fost și sunteți alături de mine, la acest moment festiv, alături de consilierii locali care au fost mai înainte validați. Urmează încă doi consilieri care nu au fost încă validați, dar vor, săptămâna viitoare, vor fi validați și ei și vor depune jurământul și vom avea echipa completă de 15 consilieri locali. Acum depun jurământul în calitate de primar. Subsemnatul Luceanu Costel, primar al comunei Stolnicen Prejescu, județul Iași, în conformitate cu articolul 150, aliniatul 1, corroborat cu prevederile articolului 117, aliniatul 1 din ordonanța de urgență, numărul 57, pe 2019, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Stolnicen Prejescu, județul Iași. Așa să ne ajute Dumnezeu. E clar închisă ședința de formare a Consiliului Local, a depunerii jurământului domnului primar. Vă mulțumesc încă o dată. Le urez noilor consilieri sau Consiliului Local 2024-2028. Le mulțumesc foștilor consilieri sau, mai bine spus, Consiliului Local 2020-2024 pentru desfășurarea activităților, nu tocmai 100%, de un procent matematic. De asta vreau să vă aduc la cunoștință Consiliului Local 2020-2024 că noi, în Constituția Țării, nu avem numai drepturi, avem și obligații. Și ca să avem o comună frumoasă, cum toți spun, sau majoritatea cetățenilor comunistilor, în ce împrejescu, ne compară cu alte comune, deci și noi, consilierii locali, împreună cu Consiliul României, trebuie să contribuim la acest mijloc de a face comuna mai frumoasă. Sunt proiecte în derulare. Apă canalizare terminăm în statele Stolniceni, Cozmești, în 2025. Terminăm 2 km de asfalt, o să înceapă probabil săptămâna asta la Cozmești și la Stolniceni. Aducem conducta de gaz. Cum spun alți locuitori pe Facebook, al comunistul Lucian Prejescu, nu pot ajunge de la început pe care ulicioară. Că banii nu sunt alocați, că și eu aș vrea, aș fi vrut din 2008 să am bani să termin apă canalizare, să termin gazul și după aia să vin asfaltul. Dar programele astea nu vin toate la un loc. Deci vin pe rând. De asta se începe întâi cu strada principală, după aia începem cu străzile laterale. Gazul va veni pe strada principală, la început. Orice ai un început. Cum și noi am început școala la vârsta de 7 ani, că a fost un început pentru noi, așa și proiectul este în comuna Stolnicen Prejescu, trebuie să aibă un început. Și nu în ultimul rând, deci, satul Brătești nu este uitat. Cei care au fost la prima mea ședință, domnul Părlea ei față, tot așa la Căminul Cultural, cu oamenii din comună, le-am zis, comuna este formată din 3 sate. Deci ca și cum aș fi tatăl la 3 copii. Cum dumneavoastră sunteți, aveți copii acasă, nu puteți să-i mulțumiți pe toți odată. Tot părtiniți pe cineva, îi dați o ciocolată în plus la unul sau o bucățică mai mult la celălalt. Dar pe viitor îi aduce toți la același numitor. Deci rugămintea și înțelegerea mea în mandatul ăsta 2024-2028, să ne unim, chiar opoziții, putere, nu contează, eu nu fac politica niciunui partid, după cum ați observat. Toată lumea spune că sunt rațeist. Foarte bine. Poate ăsta e un simbol, nu știu. Fac politica comunii. Deci eu fac politica
Între ghilimele, iar ținind banii, zic, mamă, este vorba din popor, ca să aduc banii aici, în comună. Într-adevăr, nu-s banii mei, cum alții spun pe la glosuri, dar nu-mi spun în față. Deci nu cu banii mei, milioane mele de euro, am făcut ceea ce fac sau voi face. Nu am ațit de mult bani. Deci sunt proiecte și proiectele consilierii vechi. Ăștia noi care vor veni acum, ar vor da seama cât de greu să obțin și cum să obțin. Așa zisului fonduri care pe la televizor spune, vai de mine, PNRD-ul mi dă lapte și merg. Nu, sunt confinanțări la ele. Poate ajung, am renunțat la două cămini culturale, Stolinceni și Brătieni, din cauza cofinanțărilor. Doamna contabilă aici de față poate să vă confirme. Câte 30 de miliarde de se pun ca să fac, dar îl fac din nou. Deci astea sunt proiectele. Deci sunt și bune, sunt și rele. Bine că toată lumea n-are cum să înțeleagă, dar eu vreau de la locuitorii comuniști în centru gestul să ia legătura cu mine, să mă întrebe pe mine, pe consiliere. Că și ei participă la ședință, stau de vorbă cu lumea în sat, să avem o comună frumoasă și curată, în primul rând, trebuie să ne implicăm și noi. Chiar dacă îl deranjăm pe vecinul, chiar dacă îl deranjăm pe Nea Gheorghe, îl spunem în față. Acum, generația mea care suntem, totuși comuniștii ne obligau să ne facem curățenie în fața porții. Indiferent cât aveam de lungă grădina sau curte. E pe când acum nu o să vină primarul să facă curățenie. Că dispun de podețele, alții își fac poduri înguste, să vină primarul și cu viceprimarul și consilierii să dispun de șanțurile, să le posească, să le pună. Dacă toți sunteți aici care nu sunteți, și chiar vă invit, la Stolinceni, cum ați trecut de curbă, noi îi spunem la Rățoi, să vedeți pe partea dreaptă o bucată de stradă și sunt oameni în vârstă. Chiar una din ei abia merge. Să vedeți ce frumos în fața curții. Deci asta o spun acum la un început de mandat. Nu. O să mai am discuții cu oamenii la cămini, la aia, tot așa le voi spune. În patru mandate, tot la urechile mele, că nu-i curată, că nu-i curată, că nu-i curată. Pe un singur om nu poate face curățenie în trei sate. Și noi, la rândul nostru, consilierii, deci nu numai dreptul, avem și obligații. Chiar citiți legea administrației publice. Deci suntem de vorbă cu locuitorii și înțelegem. Să revedem păsul. Nu, numai venim la ședință și spunem strada cu care trebuie niște piatră. Dau un exemplu. Nu. Trebuie să ne colaborăm împreună. Fără afinități politice. Eu de la PNR, eu de la PSD și sunt mai tare și sunt mai mare. Nu. Sau de la AUR, ca să nu o vinzi. Sau PNR, ca să nu o vinzi. Opoziția o facem în mod constructiv. Poate adevărul doare câteodată, recunosc, dar poate reflectând și analizând, ne dăm dreptate unul la altul. Vă urez Consiliul Local un mandat bun, ușor și cu înțelepciune. Vă mulțumesc! Lucrul cel mai frumos și cel mai greu este cel de a lucra cu oamenii și pentru binele oamenilor. Cum spunea și domnul primar, nu poți să-i mulțumești pe toți. Fiind preot paroh al comunității catolice de la Mogoșești-Sireta, am în administrație trei comunități, practic, trei biserici. La Mogoșești-Siret, la Cozmești și la Muncelul de Sus. În anul 2022, în decembrie, am făcut o cerere către primărie cu numărul 56 din 9 decembrie 2022. Am primit și numărul de înregistrare pentru câteva lucrări atât de necesare la Biserica Catolică. Sunt convins că nici domnul primar nu poate să
rezolve anumite probleme din comunitate, dacă nu are acceptul dumneavoastră al consilierilor din primărie. Am văzut fiecare a făcut acest jurământ că va face tot posibilul pentru binele locuitorilor Comunei Stolniceni Prăjescu. Adresez o mare rugăminte. Noi avem un singur consilier, pe domnul Mihai Ianuș, dar este foarte greu pentru anumite lucrări care și credincioșii catolici ar dori să le fie rezolvate. Mai nou, am reușit să facem actele de proprietate și pentru terenul unde este biserica. În anii trecuți, domnul secretar mi-a spus că dacă am avea actele de proprietate, ar fi posibil și un proiect pentru renovarea bisericii. M-aș bucura foarte mult dacă în noul an, pentru că acum este spre sfârșit, nu se mai pot face anumite lucrări, vine sezonul rece, dacă a ține cont și de comunitatea catolică, un pic mai mult. Mulțumesc frumos! Aș vrea să precizez câteva cuvinte pentru noi, consilieri. Vrem ca orice proiect care îl vom aproba și care va fi în ședința de Consiliu, să nu ținem cont de culoarea politică, că-i PSD, cum a spus și domnul primar, PNL AUR. Dacă este un proiect care e benefic pentru cetățenii comuni, să-l aprobăm și să fim conștienți că facem ceva corect pentru comunitate. Și orice proiect trebuie să îl analizăm, să vedem care este soluția cea mai bună pentru cetățenii comuni. Și să fie, deci orice proiect, un liant între consilieri și primarul comun. Deci să cădem de acord, chiar dacă o să fie dezbătut un proiect mai aprins și mai amplu, dar să fie pentru binele comune. Deci orice discuție, că e contradictorie sau că e de comun acord deodată, e să fie pentru binele comune. Orice proiect și orice inițiativă dezbătută și tăiat firul în patru. Atât am avut de spus. Mulțumesc.